ca director de școală și mă gândeam, uite, de la școala 11 încep să apară scriitori și am acceptat să citesc această carte despre care mi-a spus tot așa că este confortabilă și se citește repede. Voi reveni asupra acestui lucru. Și iată-mă aici, deși eu nu prea obișnuiesc să vorbesc despre cărți, prefer să citesc și să scriu. Mai mult vorbesc despre arta plastică, despre filme, despre cu totul altceva. În momentul în care mi-a spus că este vorba despre reîncarnare, sigur că am fost oarecum surprins la un autor debutant să abordeze această temă într-o lume în care, în general, și scriitorii tineri și nu numai în domeniul literaturii, dar și în al altor arte, plutesc undeva la suprafață, aleg lucrurile mai lesne de abordat și nu coboară spre adâncurile cunoașterii, spre problemele fundamentale. Sigur, așteptam cartea. Am primit cartea și vă spun că m-a surprins. M-a surprins. Domnul Simeon e în sală? Nu este. Tatăl domnului Simeon este aici. Este el. Doamna Albu a dezvăluit câte ceva. Nu o să vă dezvălui nimic despre ce... Pentru că trebuie să citiți aceste trei novele, fiindcă erau și o traumă polițistă, au și o filozofie asupra căreia merită să meditați și probabil vă va incita să studiați. Să studiați fenomenul și să vă duceți și la alte cărți, la alți autori și să așteptați următoarele cărți ale lui Dan. Doamna Albu a făcut o expunere doctă, foarte interesantă, plecând sigur de la poetul nostru național, chiar dacă unii vor să-l arunce în derizoriu, Mihail Eminescu. Și vreau și eu să vă spun câteva lucruri, pentru că este interesant faptul că în cultura română care are o tradiție, care are, sperăm că are și un viitor, nu? Prezentul este cam în ceață, a fost racordată la niște curente importante, a abordat lucruri fundamentale și a dat valori literaturii universale, în special filozofiei mai puțin, care însă nu au fost în total valorificate. Și este interesant să vă spun și să știm cu toții că în prima jumătate a secolului XIX la noi circula o carte care se numea Istoria Sindipii Filozofului. Era de fapt o istorie a lui Sidapati. Circula și sub numele de Varlam și Asaf. Era vorba despre varianta creștină a vieții lui Buddha, unde deja apar niște germeni a ceea ce, mă rog, se va dezvolta mai târziu. Bogdan Petricei cu HD-ul de asemenea s-a aplecat asupra filozofiei indiene și a manifestat un interes deosebit pentru sanscrită. El însă, ca și Eminescu de altfel, a citit prin intermediul limbilor germană și franceză. Dar este interesant, elevii lui, Georgian și Șeineanu, sunt nume care Șeineanu cel puțin cred că vă spune ceva, au studiat sanscrita și chiar au predat-o la universitățile din București și din Iași. Eminescu, dincolo de cărțile, de lucrările extraordinare, zic eu, pe care le-am menționat.